off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to feel your skin. I will keep on trying till you give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. You leave me hanging, begging for more. Think that I'm addicted to this, can't resist to be a little risky and go for it, cause I want you close. I'm so exposed when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. Ne-am oprit la un car ca să luăm niște suc, pâine, mă rog, și mi-am pus șapca asta să țină așa. Momentan n-am ce să vă mai spun, pot să vă arăt după. Ia uitați cum îi bate chelii acolo. Ce mișto stai de dași ăștia. Și sunt 160 de euro. Dar stai aceeași pereche, cred. Și văd că multe, multe reduceri sunt. Adică și chiar reduși ca lume aici, magazinul ăsta. Dar și de 5 de euro. Ăștia zis că sunt Balenciaga ăștia. Vinci. Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? Oh, oh. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers, feel like we're far apart. Stripping down myself. I swear to never talk about it until I start yeah. Something to save us, close but we're strangers, feel like we're far apart. Strip it down. Restaurant, dar totuși arată super bine. Unde e? Aici, pe podcast. Ah. Am avion acolo. Deci am vrut să mă uit avion, dar eu am uitat pe ce. Bună, bună. Superb.
nu mai e plecată pe iaht. Da, mamă, știi ce bine era aici. Și nu avem loc. Ce bine era. Da, ar fi super bine. Să mergem și noi puțin la... Mamă, ce super. Partea cealaltă e Geneva. Și am ajuns la lacul ăsta, uitați că tot mai și aici, nici o distanțare socială. De o vreme așa de mișto la plaja asta, mini plaja asta care a fost noi la lacul ăsta. Deci cu frate m-am și intrat, e apa super, super bună. Și văd că toată lumea aici citește o cuvânt și fac așa un mic view. I'm in the spotlight, not on to midnight. I want somebody. Rața cu o bag la tuș. Get my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I try to get everyone to see me. I play my games. But I just end up looking like a show. Fac una sub braț, eu una frate, eu și-am plecat. I'm sitting here in this empty room. Balls keep tumbling. Ia uitați câte rate au venit aici. Trebuie să le luăm la pachet, nu? Ain't got nobody. So lonely when the day is through. I'm in the spotlight, not home till midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. Ce străduțe liniștite și toată lumea plină de viață pe aici. Plină de viață. Ceea ce minunat. Și observați voi că ei nu au garduri făcute ca la noi în România. Vedeți? Au niște garduri, dar foarte micuțe, vedeți voi. Sunt foarte, foarte frumoase. Adică orășelul ăsta în care stăm noi acum, nu știu numele, o să vă pun eu pe aici pe ecran, pentru că o să mă uit după, nu am net acum. Este superb. Mie îmi place super, super mult. Abia aștept în țară să mă duc, să mă tund. E nebunie ce se află în capul meu acum. Parcă mi-am umplut așa energia. E orășelul perfect, să zic așa, ăsta în care sunt acum și oricum am făcut așa un înconjur al Europei cu fratele acum. Vă las, ne vorbim, să vă mai încolo. A fost super relaxant la lacul ăsta în care ne-am oprit noi. Nu aveam nicio idee că o să oprim la un lac sau că o să oprim măcar la vreo piscină sau undeva. Vorbeam, ne aveam intenția la început, atunci când am plecat, să mergem la piscină, că poate, cine știe, prin Portugalia sau prin Spania ne gândeam că să fie super, super cald și poate să mergem la piscină, dar n-am mai mers. Drumul a fost foarte, foarte lung din punctul meu de vedere. Mi-a spus fratele meu, mă, o să te plictisești la drumul ăsta de 2 săptămâni, dar am zis că lasă, nu. Prima săptămână, sincer să fiu, a fost super, super mișto, dar acum nu știu, te plictisești așa, nu prea ai ce să mai faci, dar găsesc subiecte așa cu fratele meu să mai vorbim noi. Dar noastre, vedeți ce am acolo în pat de haine, de lucruri din astea, că am scormonit repede prin haine ca să ne luăm o pereche de pantaloni scurți, din ăștia de mers la plajă. Bine că am luat eu 2 perechi de pantaloni de la mine, oricum îi l-o să strâng și de curând. Trebuie neapărat să mă tum, am zis lucrul ăsta. Nu știu, parcă în săptămânile astea, în 2 săptămâni, mi-a crescut părul super, super mult. Suntem acum în Germania, în Capa, nu știu cum ce orășel, că v-am arătat mai devreme ce și cum. Dar foarte frumos, foarte liniștit, lumea foarte sociabilă și, de exemplu, întrebam unde este lacul ăla și mi-au zis foarte, foarte frumos, am vorbit cu ei în engleză, că era 5 minute de depărtare de aici. E super, super ok lumea aici. Noi acum suntem în Germania, după va trebui să intrăm în Austria, după în Ungaria, cred, așa, și după acasă. Cred că pe marți, astăzi fiind un vineri, cred că pe marți o să ajungem noi acasă, oricum este destul de aglomerat și am prins foarte aglomerat ultimele zile. Dar asta este.
Fratele meu acum s-a dus pe la Kaufland. Ne-am oprit aici într-o parcare la un Kaufland. Nu știu dacă vedeți voi ceva. Dar ne-am oprit aici pentru că am avut loc în care să stăm cu tirul. Nu era niciun squad din asta, știți, ca să parcăm tirul. Oricum o să facem și pauza aia de 9 ore acum. Cred că s-au dus vreo 2-3 ore cam așa de când suntem noi plecați. De aici s-a dus din timpul acela respectiv. Vorbesc de vreo 3 minute și nu știu dacă am spus ceva coerent în astea 3 minute. Sper că am spus. Sunt și obosit după drumul ăsta. Să vedem, după poate o să ne uităm la un film sau poate să ne uităm pe YouTube. Să vedem la ce. Mâine să sperăm că o zi interesantă și pentru vlog și că nu o să mai fie așa de aglomerat în orășelele prin care noi o să mergem. Și da, ne vedem mâine. I'm in the spotlight, not until midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights.